În timp ce coboram, uite, așa e drumul, așa este vremea. Acolo se vede un semn, un indicator. El este Alexandru. Dacă nu știi, ți-l spun. Și mai avem vreo 4 km și un pic până ajungem la mașină. Și mai avem un pic până la cota 1400, nu? Da. 1400. Ne-a prins un pic ploaia. Nu a fost cine știe ce. A fost prima ploaie mai serioasă pe munte. Chiar că da. Da? Da, știi cum e, că dacă ai echipamentul corespunzător reglat pe măsură, măsura M. M. Toate bune și frumoase. Cele mai frumoase. Și cele mai bune. Gânduri. Bune. Da. Am făcut un traseu nou. Ho, ho, ho. Dar l-am lălăit. L-am lăbărit. Mamă, știi cum? Unde găseam, cum pac ne întindeam. Unde găseam un loc de iartă. Stăteam. Da. Da, e fain. Așa. Ușor, cu ușor, iar urcăm, iar urcăm. Avem vreo șansă, vreo posibilitate să nu urcăm pe acolo. Opa, iată, au venit golanii. Ce faceți, mă, copii? Ați ieșit la joacă? Tadam! Gata! Te-ai stricat pe așa arată. Asta e telescaunul. Și aici de sus se vede cota 1400. Ia uite ce mișto se vede. Incredibil. Batistru. Hai. Super tare. Închid că n-are rost. Na, ne vedem prin ceață. Prin ceață.